Nu, nu există nicio regulă. Fiți atenți, dacă vreți să faceți parte din această mafie, trebuie să fiți respectoși, trebuie să ascultați când vi se spune ceva, adică nu fiecare face de capul lui, trebuie să lucrăm împreună, să fim toți ca un creier. Gata, șeful, am înțeles. Intrăm la banca aici, intrăm în bancă, luăm banii, așteptăm poliția, eu vorbesc cu ei, nu-l bate, domnule, de ce l-ați bătut? Domnul, care sunteți mai prostalei, așa, băgați arma, nu mai țineți în mână dacă vă fluturați așa, iurea. Haideți să intrăm în bancă și... Pericol, dar eu n-am armă. Nu-i nevoie. E nevoie? Cine l-a lovit pe băiat să stea acolo cu el, să aibă grijă de el care l-a lovit. Ca să-i dea viață. Care l-a lovit? Aolo, dați-vă că vine doctorul. Mamă, ce mafie mi-am făcut aici. Nu-s doctor. Du-te, ajută-l, măi. Haideți. Nu lăsa să umblu eu acolo în spate, domnul. Ce cauți, măi, domnule, acolo, mă? Mă, care-i umbla, mă, acolo, mă? Hai să nu ne curcăm. Mă, de ce umbli, mă, acolo? Ha? Dă-i! Dă-i în gură! Tu, ăsta care ai umblat acolo în spate, treci o static acolo, jos. Treci acolo și stai în genunchi, în fața băncii. Pedepsit, nu că o static. Stai pedepsit acolo, în genunchi. Așa. O luci. Ăștia sunt, vedeți că sunt polițiști afară. Taceți acum că nu știi că suntem. Eu prezis că aici să nu iasă cineva. A început jaful. Stai de al nostru, stai de al nostru. Eu ce mai speră că nu te vezi așa, negru. Intră colegul. Eu vă sugerez să nu țineți armele alea la mână, să nu răniți pe cineva. Vezi că e poliția fără un polițist. Dacă vreau să vorbesc cu ei. Poliția, vină cu coace! Poliția română. Mâine sus. Domnilor polițiști, nu intrați în bancă, domnilor polițiști. Avem ostatici, toate femeile de lucrează avem la bancă sunt ostatici aici. Avem ostatici, vă rog frumos să stați afară. Sunt foarte mulți ostatici, domnule. Suntem, aveți mare grijă cu ei. Suntem niște evadați, proaspăt evadați de la închisoarea de la penitenciarul de pe centură. Nu vrem să facem rău sau ceva, vrem doar să ne refacem viețile. Vrem și noi să ne luăm o casă, vrem și noi, am venit aici la bancă, au spus că nu ne dau bani nimic, ba mai mult de atât ne-au jignit că ieșiți afară pușcăriașilor. Bun. Dați măcar un o static afară. De ce? Domnule, nu dăm niciun static, domnule, până nu clarificăm ce vrem, ce ne dorim. Atunci ce doriți pentru toți staticii? Domnule, stați așa să ne înțelegem. Deci vrem să ne aduceți aici trei mașini rapide de aceeași culoare. Măi, potoliți-vă un pic, măi, nu mai tot alergați pe aici. Trei mașini de viteză aceeași culoare, să le parcați frumos aici la bordură. Pauză. Scuze. Da, ok, bine. Domnul care e umblat în spate, câte secunde mai sunt? Domnul, ar fi bine să lăsați arma aia jos, domn polițist. Ăla nu e geleu, nu e. Mă, ăsta de lângă mine, vezi cu arma aia, poate o fluturuc și mă lovești. Nu, domnul, știu să folosesc. Acum, domnul. Am mai avut arme în pușcărie. Ai grijă, garda e în spatele tău. O, mașini frumoase alea, da. Nu e domnul Liviu aici. Ce tatuaje am pe piept? Da, uite că sunt... Au alte tatuaje, n-au la fel ca și mine. Să sperăm că n-au GPS în ele.
Mamă, ce mafie am făcut aici, nebun. Să sperăm că n-au pus GPS pe mașină. Da, da. Las că dacă mă lăsați mine să conduc eu cum să-l scot. Am primit un luț de la Mihai, please mod. Mihai, mersi frumos de luțicule, te pup. Mersi de luț. Alex, mersi de subscribe, top donații, mersi de subscribe, Hâț John, mersi de subscribe. Bă, cum a parcat mașinile astea, frate. Să vă întreb, de ce sunteți? Domnule, mai faceți liniște. Da, nu mașini de două persoane, că nu încapem toți. Cât suntem, domnule? Ia numărați-ne. Domnule, nu încăpem, domnule, ne mai trebuie două mașini, domnule. Suntem 8. 2, 3, 4, 5. Două, trei mașini mai trebuie. Vreți să vă aduc mai aduceți încă 5. 4 mașini în total ne trebuie. 4 mașini? Ok. Da, 4 mașini de două persoane. Încă o mașină, domnul. Domnul polițist, lăsați arma aia jos, domnul. Liniștiți-vă. Domnul polițist, dacă nu lăsați arma... Mai intră înăuntru, mai ăsta în tricou. E pentru protecția cetățenilor, domnule. Ești chemic, ce? Dacă nu... De aceeași culoare, domnule. Domnilor, aceeași culoare. Lăsați, domnul, că merge și roșie, domnul. Merge, domnule, și roșie. Ăștia sunt puși pe ieșuti, domnule. Domnul polițist, să vin aici, negociatorul acela, domnul polițist. Acum, domn. Îi transmit prin căscuță. Căscuță? Mor pe treaba asta cu căscuța. Nu, de căscuța, că eu nu o văd. E în ureche aici. Bă, stați odată liniștiți, măi! Nu mai avem răbdare, domnul. Mișcați și o statici mâna sus, așa. Sunt doar doi polițiști. Toți trei o statici mâna sus. Ieșiți pe aici, hai. Hai că mă duc până la aia în spate. Da, mă, dar la noi e roleplay dacă ești pe el. Te-am legat pe toți și la gură. Hai că mă duc la ei. Domnul, stați un pic, domnul, nu vă enervați. De ce sunteți nervos? Văd că cineva a furat o mașină de aici, din față, domnule. Domnilor, sunt doar trei mașini. Voi am spus patru. Omorâm un ostatic. Nu, domnule, stați așa, domnule, aduceți mașina aici, domne. Aduceți de care o fi, dar să fie patru mașini aici. Patru mașini de viteză. O staticule, nu mai te mișca. Se pare că a găsit-o foarte repede aici, în față la noi. Domnul. Păi n-a ajuns atât. Domnul, suntem pregătiți, domnule. Noi vrem să ieșim de aici și nu vrem să facem rău nimănui. De aceea, toți ostaticii să rămână în secția de în bancă, dar vă rog frumos să eliberați zona. Și nu trage nimeni și nici noi nu tragem. Domnul polițist. Domnul polițist. Bă, tăceți din gură și ascultați aici, fiți atenți. Fiți atenți. Da. Plecăm. Bă, tăi-mă un pic. Ascultați-mă când vorbesc. Plecăm de aici și ne întâlnim la casa mea. Casa mea este pe centură, în partea de parte. Cine nu știe, nu știu, se uită pe GPS-ul lui, nu știu, mă găsește-l. Bine. Și... Ia pericol, pune un check point acum tine, pe hartă. Tine, da, da, da. Pune un check point pe hartă ca să mă uit. Pune acum. Și la care spune... Dar stai că nu mai știu cum să ies de aici, domnule. Hai, gata, gata. Uite, casa mea... Este aici, mă, băi, stați așa că sunt aiurit și eu un pic, stați așa. Deci casa mea este... Stai, domne, nu mă luați tare că mă pierd și repede, sunt și nebun, sunt... Luați-mă ușor. Deci casa mea este aici, mă, cred că asta e, da. Aici. Pune un check pe ea. Deci vedeți, aici e casa mea. Domnul ăsta a îmbrăcat full în portocaliu și mai chelios merge cu mine mașina. Da, da. Da? Sunteți pregătiți? Haideți, eu iau pasta prima mașină. Pască. Hai să-i dăm blană. Ce mă pace cu Audi? Ce mă pace cu Audi? Mă pace Audi.
Ai dat bani pe ea? Hai că băieții nu mai vin? Vine, doar că nu știu drumul și le ia mai mult până ajung. Am prinde așa mare viteză, asta e ok. Ce încă nu e rachetă. Și că ieși 5 minute și văd banca plină de pușcărie și... Poftim? Banii nu e la, nu? Trebuia să mai stai în bancă, nu? Nu știu, nu voiam să iau banii. Erau bani murdari. Mergem acolo unde ne strângem noi de obicei, băieți. Dacă vreți să jucați și voi pe server și să intrați în mafia mea, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe server, îl găsiți în descriere, vă schimbați în pușcăriaș de la nu contează de care, doar să fii pușcăriaș. Mergeți la tricou galben și apoi veniți la mine, mă căutați, vă uitați pe live unde sunt și veniți la mine să ne întâlnim. Doge, bine, domne, motor V8 ăsta.